gata, trebuie să de la faza coița. Am mai făcut eu pe asta coița. De n-am împicat-o pe Adriana odată când n-am fost toată la mare. Pula mea că m-am întors eu după. Ne-am dus dimineața, am întors seara. În sfârșit nu contează. Jean boxează. Ce am făcut la față? Da, atunci nu mă, eram mai tineri, 30 ceva de ani, prietenii. Deci eu începam chef în copilărie. Nu știu alții cum să mă, dar eu căcând mergând, așa, stăteam în trin. Între, lasă-mi accelerat. Mama, lasă-mi că nu prea aveam bani. Chiar n-aveam. Aveam și noi așa, o ciungă de... O bere. Ce-am făcut eu? În garajul meu, când am plecat la mare. Nu prea aveam bani. Știam, am luat și un milion și ceva. Lucram om. Și iau un milion și ceva. Dar a fost super. A fost super. Cred că o să-și aduc aminte. Oricum eu am memoria vandistă, originală. Acum... Privind retrospectiv, e mișto. Plecăm noi, mi-era cam rușine, dar acum gata, scăpasem din lanț. Așa și-am scăpat din lanț. Gata, nu mai era mămica cu mică, cu mine era prietena. Asta e mai, era dacă nu era nevoastră, era prietenă, prietenă trebuie mai lasă, știi? Și în gara de nord, nu știu, ea se uita în altă parte, ne-a o vodcă de aia mică. Așa, bețivii după vremea aici, Motorola, aia, și o bea, la lipă. Am zis, mamă, fac carcaletilii, mi le bag eu așa, pac, 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 să nu vadă fata, am zis, băi, pula mea, știe ea că beau eu, că beam o dată la o săptămână. Acum, dacă sunt pătrân, mie îmi place să nu se dau pătrân. Așa, după ce pula mea, mergem în pac, stau de vorbă cu ea ceva, ceva, nu prea aveam voie să fumăm, mă duc eu pula mea în veceu, scot grenadele, le tracuiu, hăp, pac, arunc grenadă pe geam, mă, cealaltă grenadă, hăp, pac, s-a dus în stomac, ai zis, gata, aia, las că grenadele astea pentru bani nu-i face nimic, schijele astea n-are nimic. Mi se dă, vine o schijă, mi se duce o grijă. Trag o țigară rapid. Stau așa, mă concentrez la creier și mă duc la fată, vorbesc, nu știa nimic că mă dozasem. Ajungem noi la mare, pac, pac, acolo, mă interesez, fac eu, bă, fată, poate ne cazăm și noi la hotel, motel, border. Ia ca. Fac eu, bă, alegem cel mai mișto hotel modern border. Bă, ce da, bine. Fac eu, câți bani ai pe tine? Fac eu, 1,5 milioane. Fac eu, așa, mai am, eu nu am, mai am pula, 500 de mii. De sus în pe am plătit eu biletele, am spus, după aia am plătit el. Okay. Hai la cotețe. Aia ce cotețe? Căsuțe de la cotețe, știi? Okay? Lasă că ne descurcăm, ne spălăm la ligianile, la albiuță. Vedem. A, da, hai. Făceam noi bancuri după aia. I-am zis, bă, nu mai am bani de băutură, nu mai contează. Se dusese doza, că până am ajuns cu trenul, întârziat tot timpul, asta sunt întârziat. Mă duc la, era o găci. Vă rog, la căbănuțe, cât e cazarea pe o noapte? Ai, bă, pe o noapte. Deci 700 de lei de persoane. Zic, mamă, ce piețe. Dacă mă duc la hotel, până la mea, cât e ce milioane? Eu m-am dus la cotețe, ca să văd prețe. Ai în sfată, n-are mică ne-ntoarsă în seara. Hai să mă stăm pe aici. Am luat noi o ciocolată, oaia, am stat pe plajă. Venisem cu rucsace, pac, am băgat cerciful. Stăteam pe nisip.
Păi că bă, să tragem de o bălăceală, aia, pa, hai bălăceală. Am zis, lasă, nu stai tu prea mult la soare, că n-avem UV. Anti-UV, aia da, tu ești prea blondă, eu prea brunet. Pe mine mă face Cabral, pe tine nu știu ne poate, te face Naomi Campbell. Nu, nu, vorbeam așa, vorbeam altfel, dar zic acum altfel. Aia da, hai să tragem bălăceală, merge noi, spac. La apă mică ca copii mici. Ne-am mai bălăcit, am mai stat puțin așa. Ne-am mai dormit puțin. Lecănoși de țacă. Eram obosit că noaptea precedentă pula mea. Nu știu, pula mea a făcut să citisem prea mult. Frate. Și zic, eu pac, am mai stat noi pe acolo. În sfârșit, a zis ziua, hai la gară de nou. Ne întoarcem noi. Nu mai luase nimic la bol să nu se efectul. Dar era dilea la băiat original. Și de unde vreau să ajung? Băi, am ținut-o pe aia până în București. În balada Miorița. Cât a durat 3-4 ore transportul ăsta cu trenul românesc? Îl iubesc? Băi, îi ziceam toate. Miorița la el. La e. Mai era un intrăm pe acolo și ziceam, de 3 zile încoace, de 3 zile încoace și o țineam tot așa. Băi, fac ia să bă, cât ține fata la enervare. Băi, aia râdeam continuu. Mai băgam bancul și a fost mișto. Ce era de mișto. Deci eram excursioniști. Și oricum după aia mai fost la munte tot așa, ne-am dus, am văzut pe leșul mic, pe leșul mare. Și ziceam la toate, bă, uite, regele Mihai, regina mamă, o, ce mă duc la oștia, o, lu, are și seismografia aia, ce? Cutiuțele, pe măsuțele, sunt seismografia, era invidul la față. Că ăia ne-a zis, bă, vreți ghiz, fac eu, lasă ghiz, că pula mea, noi n-avem bani. Chiar nu avem, că să vă răspund. Eram de original. Chiar ne-am distrat mișto. Original.